Știri PSD-NL se unește. Liderii celor două partide s-au întâlnit pe furiș ieri seară și au decis să-și unească forțele și să comaseze alegerile. Neoficial, pentru că nimeni nu a confirmat o serie amplă de informații venite astăzi pe surse. Ar urma să meargă pe listă comune la europarlamentare, deși soluția fusese respinsă inițial de membrii celor două partide. Nu se știe deocamdată nimic despre un candidat comun la prezidențiale, dar e drept că mai e până acolo. Se spune că și președintele Klaus Iohannis și-ar fi dat acordul pentru această frumoasă colaborare. Logodna ar urma să fie serbată miercuri, asta dacă nu se mai întâmplă ceva între timp. Și încercăm să facem ordine între informațiile care au fost pe larg discutate astăzi cu invitații noștri, domnii Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al PNL, și Marius Umelcu, senator PSD. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și aș începe cu dumneavoastră, domnule Stroie, tocmai pentru că nu par a se lega lucrurile. Dumneavoastră ați apărut ieri pe un post TV și ați produs rumoare, așa s-a spus ulterior, printre colegii de la PSD, pentru că dădeați ca sigură comasarea, ci că ei s-ar fi supărat și din cauza asta nu s-au mai întâlnit. Dar aflăm acum că de fapt s-au întâlnit. Puteți să ne spuneți cum stau lucrurile de fapt? Eu cred că am mici dubii că ați văzut intervenția mea de la o televiziune concurentă, ci doar ați citit un fake news. Pentru că nu e adevărat. Am văzut declarația dumneavoastră și nu mi s-a părut nimic în regulă la ea. M-aș fi mirat că cei de la PSD s-au supărat. Să redați video și să vedeți ce am spus. Eu am spus că PNL și PSD își doresc să ajungă la un rezultat, ceea ce știe absolut oricine. Acum, cum s-a speculat această declarație de presă, ce teorii ai găsit de acolo, cum au apărut pe surse și mai departe. Păi nu le-am lansat în noi aceste teorii, domnule Stroie. Da? Ascultați-mă ce vă spun. Noi astăzi și televiziunea respectivă au fost singurele trusturi media care au interpretat în felul ăsta. Dar cel mai important este că în acest moment există anumite scenarii care se discută. Noi am spus mereu că organizarea simultană a unor alegeri este un subiect de sine stătător, este separat de orice fel de alte negocieri politice și cred că conducerea ambelor partide are câte un mandat în interiorul căruia poartă aceste discuții. Și absolut este preferabil să discutăm și să comentăm în momentul când vom avea o decizie, atunci când ea va exista. Foarte probabil să existe miercuri. Până atunci eu înțeleg interesul presei. Înțeleg că se speculează. A existat o întâlnire ieri seară, domnule Stroie? Am fel de fel de știri. Însă eu nu voi comenta interpretări subiective, știri pe surse sau fake news. Da? A fost ieri o întâlnire, da sau nu? Nu. Nu a existat o întâlnire între cele două partide. Fiecare partid și-a făcut propriile ședințe în care au discutat sau analize. Deci a fost ședință ieri la PNL și a fost o ședință și la PSD, să înțelegem. Asta au fost, deci nu a fost întâlnire comună, au fost discuții la ambele partide. Ce relevanță are? Zilnic avem aceste întâlniri. În sediu domnule Stroie, știți de ce până la urmă lumea s-a săturat de toate aceste informații care din partide vin? Lumea, ședință există în sediu PNL zilnic, doamnă, cum la fel și la PSD și la orice organizație serioasă. Da? Deci v-am spus că nu a existat ședință PNL-PSD. Mai departe, dumneavoastră interpretați în fel și cum doriți dumneavoastră. Eu v-am spus că nu a existat o ședință PNL-PSD. Bun, ședință, deci a fost o ședință PNL. Bun, deci a fost o ședință PNL. Puteți să ne spuneți ce s-a decis, dacă s-a decis ceva la acea ședință PNL? Nu s-a decis absolut nimic, pentru că nu era o ședință a unui organism de conducere, ci erau oamenii care fac parte din echipa noastră de negociere. Ei au un mandat foarte clar și bine definit de Biroul Politic Național și care privește în mod evident simplificarea anului electoral, care trebuie gândită în sensul diminuării ciclurilor electorale, care în momentul de față ar fi cam 5. Bun, în acest moment, tot ceea trebuie să facem, să avem răbdare până discuția se va epuiza probabil miercuri. Noi avem deschiderea pentru a purta orice fel de conversație și propunere venită și din partea PSD, pentru că este absolut necesar să nu chemăm oamenii de 5 ori la vot în anul electoral 2024. Să înțelegem ne dorim, am spus-o foarte clar,
mai multă legitimitate pentru cei aleși. Ne dorim o prezență cât mai mare la vot, ne dorim costuri mai mici, încercăm să evităm absenteismul sau oboseala electorală, blocajul sistemului de învățământ, care probabil va necesita cel puțin 10 zile dacă organizăm 5 runde de alegeri. Astea sunt argumentele pentru care purtăm aceste discuții. Să înțelegem, deci, că s-a convenit în legătură cu această comasare. Măcar asta putem să spunem sau nici asta nu e clar? Nu, pentru că nu există o decizie. Am spus-o foarte clar. Nu vreau să intru în detalii înainte de a avea loc această discuție. Conducerile celor două partide au mandat, probabil că toate aceste discuții se vor epuiza curând și va fi și anunțul public. Scenarii, analize, eu știu, interpretări, anunțuri de breaking news, asta nu face parte. Domnule Stroie, știți și dumneavoastră că sunteți de foarte multă vreme în politică. Aceste informații pe surse apar din partide, nu sunt inventate de presă. Și de asta, tocmai pentru că oamenii trebuie să știe când vor fi alegeri, vreau să facem ordine printre aceste informații. Să nu le... Dar nu vă voi comenta informațiile dumneavoastră pe surse sau interpretările. Atunci să vorbim cu domnul Humelnicu. Care își respectă pe cei care îl ascultă, vorbește despre lucruri certe, nu despre supoziții, scenarii sau versiuni. Deci nu se confirmă nimic din informațiile de astăzi, spuneți, da, domnule? Aveți răbdare până miercuri. Miercuri probabil veți avea o decizie pe care cu siguranță o putem comenta în spațiul public. Bun, atunci îl întreb pe domnul Humelnicu, se confirmă acea discuție, să înțeleg, la PSD? Deci a fost o ședință ieri la PNL și o ședință la PSD. Asta putem să confirmăm? Avem ședință, să știți, în fiecare zi. Avem ședință, o ședință specială care ar fi trebuit să fie comună și n-a mai fost ieri seară. Despre ea e vorba. Ceea ce pot să vă spun este că, într-adevăr, nu s-a întâlnit forul de conducere, adică domnul Ciucă și domnul Ciolacu n-au avut nicio întâlnire. Asta pot să vă spun cert. Faptul că ne întâlnim și la partid, cu siguranță, da, trebuie să pregătim tot ce înseamnă acest an și ne întâlnim de foarte des. Ce s-a decis, sau dacă s-a decis ieri ceva în această ședință? Da, nu avem momentan nicio decizie luată. Așa cum știu și românii, faptul că vom discuta în coaliție, vom lua o hotărâre și atunci vă vom spune ce hotărâre am luat, dacă vor fi comasate, dacă nu vor fi comasate, dacă vom avea 4 sau 5 luni de alegeri sau vom avea mai puține. Până miercuri, să știți, sunt doar două zile și cred că vom putea veni cu siguranță să spunem românilor avantaje, dezavantaje, dar credem că dacă vom avea comasate, cel puțin europarlamentare cu locale, cred că prezența la vot și faptul că nu vor mai veni românii de atâtea ori la vot va fi un lucru bun, spunem noi. Să înțeleg vom că vedea... Da, deci v-ați înțeles în privința comasării. Asta putem să deducem, nu, da? Nu ne-am înțeles. V-am spus că de fiecare, să știți, propunerile vin ori de la PSD, ori de la PNL, după care se discută în coaliție, cum a fost și bugetul, dacă vreți, cum a fost și legea pensiilor, același lucru cu discuții, cu dezbateri, pro și contra, după care am ieșit și am spus acesta este hotărârea noastră, este în beneficiu României și a românilor. Domnule, același lucru se va întâmpla miercuri. Deci, miercuri, să înțelegem că va fi ședința oficială și apoi se va ieși cu niște declarații? Sperăm că miercuri va fi o ședință în care vom avea poate direcțiile, dar nu înseamnă că e și ultima ședință și miercuri se va hotărâ. Poate se va hotărâ, vom avea o nouă rundă joi sau vineri. Oricum, cred că săptămâna aceasta vom avea o decizie luată ar și mai comunicată, bineînțeles. O problemă, domnule Stroie, e un termen în care trebuie să fie luată această decizie privind comasarea, pentru că e un anumit număr de luni cu care, înainte de alegerile europarlamentare, înainte de care se poate lua o decizie și ar expira acest termen, înțeleg, săptămâna asta, chiar mâine. Da, alegerile europarlamentare trebuie precedate de adoptarea unei hotărâri de guvern în termen de 90 de zile înaintea organizărilor. În ceea ce privește alegerile locale, cred că acest termen, sper să nu greșesc, este 75 de zile. Dar noi ne dorim să luăm această decizie mult mai rapid decât să ne raportăm la aceste termene legale. Ne dorim să luăm această decizie îndată ce vom ajunge la un rezultat. Și sunt sigur că dacă vom ajunge luni la acest rezultat, la o concluzie,
Cu siguranță vom anunța public modul în care vom simplifica alegerile în 2024. Deci, și atunci luni, putem intra în detalii, putem... Poftim? Ați spus luni, va fi luni? Nu, miercuri, scuzați-mă, miercuri când va fi ședința coaliției. Și probabil că atunci vom putea discuta în detaliu și despre cum vor arăta alegerile și tot ce se va întâmpla în acest super an electoral. Se poate pune problema unor liste comune pentru europarlamentare? E o altă informație apărută pe surse și vă rog să ne lămuriți dacă e sau nu confirmabilă, putem să spunem. Am considerat că această organizare simultană a unor alegeri este un subiect de sine stătător. N-aș vrea să intru în astfel de scenarii, pentru că miza organizării unor alegeri simultan este practic una care privește întărirea procesului electoral. Adică întărirea legitimității celor aleși. Listele electorale sunt cu totul alt subiect. Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să existe niciun fel de influență, nici într-un sens, nici în celălalt. Dar, în mod evident, noi cred că avem maturitatea să guvernăm în continuare împreună, chiar dacă prezentăm în alegeri, de exemplu, oferte electorale diferite, chiar dacă nu avem liste comune. Așa că n-aș intra în detalii pe acest subiect, pentru că sunt subiecte oarecum separate. Da, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Mulțumesc eu. Vă rog, mulțumesc foarte mult. Marius Humelnicu și Ionuț Troia au fost de la PSD, respectiv PNL.